Bună ziua, numele meu este Alin Luculeasa, am 31 de ani, sunt fermier din județul Vaslui, fermier pasionat de agricultura de precizie, agricultura inteligentă. Agricultura este un stil de viață, a devenit un stil de viață, mi se pare domeniul foarte dinamic, un domeniu foarte dinamic care îmi provoacă tot timpul un entuziasm și mă ține antrenat. Atunci când eram mic, mi-am jurat să nu fiu niciodată fermier, pentru că era o agricultură cumva mult mai grea, tatăl meu lipsea foarte mult de acasă, sunt fiu de fermier și tatăl meu lipsea foarte mult de acasă. Îl vedeam că venea, să zic așa, prăfuit și spuneam că niciodată nu voi face ceea ce face el. Dar undeva în timpul liceului m-am concentrat spre agricultură. Sunt pasionat de agricultură digitală și asta mie mi ocupă foarte mult timp. Concret, reușesc să fac hărți de aplicare a pesticidelor și de aplicare a fertilizanților. Reușesc să fac hărți de semănare curată variabilă și foarte multe zboruri cu drona. Este foarte mult de discutat aici, pentru că e un domeniu complex, e un domeniu care necesită foarte multă atenție și cumva de pe margine pare că lucrez în van, dar nimic nu este întâmplător. O zi normală din viața unui tânăr fermier ca și mine, cel puțin din viața mea, arată în felul următor. La 7:30 ajung la birou, vorbesc cu echipa, vorbesc cu ai mei, ne facem strategia pentru ziua respectivă și după aia ne împrăștiem pe teren. Eu de multe ori îmi iau dronele cu mine, îmi iau aparatele foto și tot ce mă mai poate ajuta și mă apuc să îmi pregătesc munca pentru perioada următoare, pentru că agricultura de precizie constă foarte mult în planuri. Planuri pentru planuri de durată medie, ca să vii tot timpul în întâmpinarea problemelor care pot apărea. Undeva la 4 reușesc să mă întorc înapoi la birou și să introduc în calculator toate datele colectate de pe teren și mă poate prinde ora 6-7 la birou interpretând date. Ca și timp, fermier ești tot timpul. Nu ai timp liber, ca să spun așa. Eu în timpul liber mă pregătesc pentru următoarea săptămână de agricultură, îmi fac planuri și mă pun la curent cu tot ce mai este nou. Acum depinde, rămâne la latitudinea fiecăruia să-și organizeze timpul așa cum vrea. Poți fi fermier și lucrând 8 ore pe zi, dar odată ce te-a prins virusul acesta, vei tinde să lucrezi mult mai multe ore, undeva la 12-14 ore pe zi. Referitor la tinerii care abia au terminat facultatea sau nu neapărat au terminat facultatea și nu sunt convinși că agricultura este domeniul lor, îi asigur că agricultura este un domeniu în care este foarte multă nevoie forță de muncă, este foarte multă nevoie de tineri, pentru că doar tinerii au capacitatea să se adapteze foarte rapid. Adaptarea în domeniu, în momentul de față, este cuvântul cheie în agricultură. Vedem că până acum focusul fermierilor era îndreptat către utilaje și către retehnologizare. În momentul de față, toată agricultura românească se îndreaptă către noile tehnologii și către tehnologiile high-tech sau către noile tehnologii de lucrare al solului. Ei bine, pentru a impulsiona aceste schimbări este nevoie de tineri și tinerii au început să devină tot mai apreciați în agricultura românească și nu numai, pentru că, repet, doar ei au capacitatea asta.